Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem etalarea pentru cei din Zodia Taur pentru luna martie 2021. Să vedem ce vă așteaptă în această lună. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți Zodia ascendent, descendent, luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith în Taur. Ok. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Taur în luna martie 2021. Evenimente importante pentru cei din Zodia Taur martie 2021. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Taur? Ok. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Taur în luna martie 2021? Ok. Se pare că domnii, cei care sunteți din Zodia Taur, foarte mulți dintre voi vă veți găsi sufletul pereche, alții dintre voi care ați întâlnit pe cineva nou, este vorba despre o persoană care vă pune tare mult pe gânduri. Poate că nu este chiar atât de nou, poate cunoașteți persoana asta de 10 săptămâni, de 10 luni, ok? Ideea este că mulți dintre voi vreți un nou început, poate să vă împăcați cu cineva, ori, poate chiar cu soția, este valabil și pentru doamne, ori pur și simplu este o cerere în căsătorie pe care o faceți cuiva. Ok, iar pentru doamne, dacă aveți de-a face cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn sau un bărbat mai brunețel, ok, cu ochii negri sau căprui, persoana asta face o cerere în căsătorie. Mai aveți de-a face cu berbec, leu săgetător, dar văd foarte mult berbec. Poate chiar cu taur aveți de-a face. Ok. Aici este o alegere de făcut. De ce? Pentru că cineva se furișează între două relații. Este vorba și de o căsnicie pentru unii dintre voi. Este vorba de o decizie foarte importantă. Cineva vrea să se decide aici dacă să mai investească în relația asta sau nu. Pentru că unul dintre voi doi este căsătorit și cred că aici un domn, pentru doamne, aveți de-a face cu cineva care este căsătorit. Și persoana asta poate avea și apă, poate avea și pământ, poate avea și gemeni. Poate fi chiar gemeni cu apă și pământ, ok? Ideea este că vor exista puține dispute. Va exista o discuție foarte aprinsă pe faptul că persoana asta se furișează. Dacă este soțul sau soția voastră, atunci vor exista discuții că există o a treia persoană în peisaj, iar persoana asta trebuie să se decidă să termine cu cealaltă relație dacă mai vrea să fie cu voi. Dacă nu, 5 de bâte este urmat de 8 de cupe și anume o decizie finală de a pleca din situația asta. Pentru că eu văd că este foarte multă încărcătură aici, foarte mult stres. Cineva trebuie să se hotărască, iar pentru doamnele care aveți o relație star conjugală, cred că veți decide într-un final să fiți cu persoana extra conjugală, pentru că din câte văd aici, decizia trebuie luată între două persoane. O persoană poate aveți de-a face cu cineva dintr-o zodie de apă sau care are foarte multă apă sau gemeni, ok? O persoană care vă este foarte mult la suflet. Și ați vrea să fiți cu persoana asta. Numai că problema este în felul următor. Trebuie să aveți grijă și cu persoana nouă pentru cele care aveți o relație extraconjugală, pentru că s-ar putea ca persoana asta să nu fie în totalitate sinceră cu voi. Și anume s-ar putea să mai aibă o situație în paralel. Iar voi să faceți mutarea asta, și anume să renunțați la căsnicia voastră definitiv și să faceți pasul să mergeți cu persoana asta înainte, s-ar putea să aveți o surpriză că această persoană mai are pe altcineva sau nu este tocmai serios sau serioasă cu 7 de săbii. Și așa că va trebui să aveți puțină grijă și să vă gândiți foarte bine înainte să luați această decizie pentru cei sau cele care sunteți în situația asta. Ok. Vreau o clarificare a cărților de pe masă. De fapt, o să fac clarificarea cu altceva. Ok, haideți să facem clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Taur, luna martie.
Da, este o persoană de care voi v-ați îndrăgostit, este clar. Numai că persoana asta va trăda foarte mult. Avem din nou 7 de spade. Asta va fi cearta, pentru că voi prindeți persoana dragă că vă înșeală cu altcineva. Clar. Pentru cei care aveți de-a face cu leu, berbec, săgetător, persoana asta vă înșeală cu cineva dintr-o zodie de apă. Și anume vă înșeală cu cineva din rac pe scorpion sau cu cineva din gemeni. Iar voi pur și simplu nu mai suportați această idee. Pentru că ați dat prea multe șanse acestei persoane. Exact. Clar. Pentru doamne. În afară de situația, pentru că poveștile sunt împărțite, las ce rezonează pentru voi. În afară de ce am văzut mai devreme, eu văd că aveți de-a face cu o persoană care se bazează foarte mult pe manipulare. Știe cum să vă întoarcă pe toate părțile și vă știe punctele slabe. Persoana asta vă dă o falsă impresie că ar avea sentimente pentru voi, dar voi aveți sentimente pentru persoana asta. Iar persoana asta v-a trădat în nenumărate rânduri. Din câte văd aici, 7 de săbii cu 5 de bătăi, există o foarte mare ceartă pentru că prindeți persoana asta. A nu știu câta oară îi dați o șansă și vă împăcați și a nu știu câta oară prindeți persoana asta că vă înșeală, că se furișează, dacă este un domn, între o soție și voi. Iar voi spuneți, alegi între mine și persoana asta, sau dacă voi sunteți soțiile, alegi între mine și persoana asta pentru că lucrurile nu mai pot continua așa. Decizia trebuie să fie una cât mai repede luată, ok? Pentru că din câte văd, ați ajuns la capătul puterilor, iar persoana asta, pentru alții dintre voi, dacă aveți de-a face cu un leu, berbec, săgetător, persoana asta vă înșeală cu o zodie de apă, sau inversul, dacă aveți de-a face cu o zodie de apă, rac pe scorpion, persoana asta vă înșeală cu cineva din leu, berbec, săgetător. Chiar ba mai mult de atât, persoana asta din rac pe scorpion, dacă este vorba de doamne și aveți de-a face cu un bărbat din rac pe scorpion, vă înșeală cu cineva din leu. Ori se gândește la cineva din leu cu care își dorește să se împace, iar voi veți afla că persoana asta îi urmărea casa acestei femei în dorința de a se împăca, ok, iar cu voi se comporta ca și un cavaler de bâte. Și anume, persoana asta n-avea niciun gând serios să meargă pe mai departe cu voi. E posibil aici să fie un interes de bani, pentru că avem împăratul și 8 de pentacule. Ori lucrați împreună cu această persoană pentru unii dintre voi, ori ați ajutat persoana asta și ați ridicat-o din punct de vedere financiar, iar persoana asta nu este decât o persoană hoață cu 7 de săbii care mi-a căzut de 2 ori. Dar este ca și cum cineva aici. Ok, cum să vă explic? Pentru cei care sunteți în situația asta, este ca și cum cineva le face și apoi vă scoate pe voi că sunteți persoane paranoice și că de fapt persoana asta n-a făcut nimic, că este închipuirea voastră sau eventual în cel mai rău caz că din cauza voastră s-a întâmplat. Că voi ați adus persoana asta în starea asta în care să se gândească la cineva din trecut sau în care să se gândească la cineva în paralel. Ceea ce este total neadevărat, ok? Persoana asta are prostul obicei de a face asta. Bun, mai vreau o clarificare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Taur. Este o persoană rece, este o persoană indiferentă. Pentru cele care vreți să divorțați, aveți de ce să divorțați, practic, pentru că persoana asta nu vă arată niciun sentiment. Absolut niciun sentiment. Aici sunt foarte multe secrete la mijloc. Da, este o persoană, o a treia persoană din leu, berbec, săgetător, care este ascunsă cu Marea Preoteasă. Persoana asta este ascunsă de voi. Persoana voastră, dacă este rac pe scorpion, gemeni, își dorește împăcare cu femeia asta și voi nu știți. Este o femeie pe care a trădat-o, dar pe care și-o dorește înapoi cu asul de cupe, ok? Și se furișează cu... Poate persoana voastră are și aer și multă apă. Deci este cineva... poate va suna urât ce o să spun, ok? Dar trebuie să o spun. Este ca și cum persoana asta s-a despărțit de zodia asta de foc, ok? Justiția și împărăteasa. Asta este justiția pentru femeia asta, orică e bărbat, orică e femeie din zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. De ce? Dar nu justiția în cazul în care voi să pățiți ceva. Nu, justiția pentru persoana voastră cu care aveți de-a face. De ce? Pentru că, practic, persoana cu care aveți de-a face
i-a făcut foarte mult rău acestei femei sau acestui bărbat. Iar acum, justiția vine din urmă ca acest bărbat să sufere după această persoană, să nu reușească nici nimic cu voi, ok? Pentru că, practic, trebuie să-și ia plata karmică. Dar ce este cel mai rău este că persoana asta continuă să facă rău, deși vede că își ia plata karmică, continuă să facă rău. Persoana asta s-a alarmat în momentul în care cea de-a treia energie, și anume persoana cu care are de face persoana voastră iubită, cea a treia energie și-a găsit pe altcineva, iar persoana voastră iubită simte concurență față de această femeie. Și atunci persoana asta se duce către această femeie, ok? Iar această femeie nu-i mai dă nimic. Și persoana asta nu ia nicio decizie, este o persoană foarte, foarte vicleană. Persoana asta, fiți atenți, nu ia nicio decizie de partea voastră și vă lasă tot timpul în stand-by, doar pentru că dă falsa impresie, poate o să mai fim împreună, să las o ușă deschisă, ok, de ce? Pentru că în partea cealaltă nu îi se deschide nicio ușă. Și încă nu are nimic asigurat, avem din nou 3 de săbii. Persoana asta a rănit pe foarte rău pe cineva din Zodia Leu. Iar acum își ia plata pentru lucrul ăsta. Diavolul cu cavalerul de bâte. Exact, persoana asta o să-și ia plata și de la voi. Cu 10 de cupe invers, clar nu. Pentru că prindeți persoana asta cu minciuni, prindeți persoana asta cu fel și fel de ascunzișuri, prindeți persoana asta într-un final, parcă la alții dintre voi este o poveste destul de veche și spuneți acestei persoane, eu ți-am dăruit 10 de pentacule și ți-am dăruit o casă sau ți-am dăruit o situație, ok? Și este a nu știu câte ori, de aia spun, poate este o poveste veche în care persoana asta repetă aceeași greșeală, face același clișeu, poate cu aceeași a treia energie. Iar voi spuneți, asta e ultimatum. Dacă te-am prins și de data asta, este clar că nu mai am încredere în tine să mai merg mai departe cu tine. Bun. Atât am avut pentru cei din Zodia Taur. Eu vă mulțumesc, vă pup și ne vedem la un nou video.